Haideți să ne prindem, cum am spus, în horă și să cântăm toți Dragul meu unde am zinit și cu ce ne-am întâlnit. Mulțumim tare mult! Cine ne-am întâlnit, măi, dorule, măi, cu cine ne-am întâlnit, măi, dorule, măi. Păi și-mi-e drag unde-am intrat, măi, dorule, măi, și-mi-e drag unde-am intrat, măi, dorule, măi. Cu cine ne-am adunat, măi, dorule, măi, cu cine ne-am adunat, măi, dorule, măi. Tot cu ruja macului, măi, dorule, măi, tot cu ruja macului, măi, dorule, măi. Și cu cinstea satului, măi, dorule, măi, și cu cinstea satului, măi, dorule, măi. Păi tot cu ruja de la mac, măi, dorule, măi, tot cu ruja de la mac, măi, dorule, măi. Și cu cinstea de la sat, măi, dorule, măi, și cu cinstea de la sat, măi, dorule, măi. Tot cu ruja macului, măi, dorule, măi, și cu cinstea satului, măi, dorule, măi. Plai cu flori, măi, dorule, măi, mândru ești în sărbători, măi, dorule, măi. Mara Mureș, plai cu flori, măi, dorule, măi. Cât timp se bucură copilașii de cele ale gurii, să zicem așa. Mulțumesc pe această cale Găzduile Orcăliniștiului, care au pregătit niște cureți în plus și cozonaci pentru ei. Astăzi îl avem alături de noi, după cum ați putut observa, și pe domnul prefect, cel care a întărit această idee și cu sprijinul căruia a reușit ca acest opțional de folclor să intre în școlile din Maramureș. Cum vedeți acest proiect, dat fiind faptul că vedem generații tinere care nu spun nu portului, dansului și jocului tradițional? Așa este, consider că după un an de zile putem trage linie, putem trage o concluzie. Acest proiect sau acest parteneriat între cele mai importante instituții din județ, instituția prefectului, Consiliul Județean, inspectoratul școlar, instituțiile de cultură de subordine, Asociația Creștinii Țării Maramureșului, a fost un real succes. Am văzut astăzi copii minunați, copii care iubesc portul, iubesc tradiția, iubesc până la urmă Maramureșul. Am fost de-a lungul acestui an școlar în școlile unde s-a optat pentru predarea acestei materii folclor în școli și am rămas încântat și nu poate decât să ne bucure. Cei mici rezonează cu noi, cu cei care încercăm să ducem Maramureșul, să punem Maramureșul pe harta folclorului, pe harta țării, pe harta Europei până la urmă. Așa este, încercăm și intenționăm ca acest opțional să meargă mai departe, încercăm să semnăm un nou parteneriat cu Asociația Rădăcinilor Străbune, pentru că opționalul în școli se numește Rădăcini Străbune și am încercat să facem o asociație în care să ne axăm numai pe promovarea portului dansului tradițional din Maramureș. Cât de curând credeți că va fi semnat acest parteneriat?
Ei, desigur, cât de repede vom pune la masă toți partenerii care au fost implicați în acest proiect și vom semna un nou proiect de această dată, așa cum am spus, Școala Rădăcinilor Străbune. Mulțumim pe această cale asociației care este alături de noi și noi, ca și instituții publice, suntem deschiși și dorim ca în continuare folclorul să nu moară. Mulțumim tare mult și rămânem recunoscător căci fiind sighetean, maramureșan, cu suflet mare, ați avut răbdare ca să îi vedeți cum se prezintă fiecare țară a Maramureșului în parte. Mulțumim încă o dată! Și eu mulțumesc și mult succes în tot ceea ce faceți! Mulțumim tare mult! Avem alături de noi pe doamna inspector Cristina Ion, inspector de arte. A fost alături de dumneavoastră și domnul inspector Pop Mihai la acest eveniment, dar din probleme organizatorice a trebuit să plece, dar îi mulțumim pe această cale pentru faptul că a fost alături de noi și doamna inspector general care a susținut împreună cu dumneavoastră acest proiect. Cum îl vedeți? Vreau să vă spun că sunt deosebit de fericită că am ajuns și în acest moment. Mi-am amintit primele ședințe, primele întâlniri, primele idei, entuziasmul. Și acum sunt atât de mulțumită să văd că ceea ce am visat acum un an deja s-a materializat și se dezvoltă. Avem acest opțional implementat în curriculum la decizia școlii, îl preiau deja și alte școli, am reunit țările Maramureșului, am reunit copii, am reunit cadre didactice, directori, inspectoratul școlar general, inspectoratul școlar județean Maramureș întotdeauna susține toate aceste idei atât de bune, care vin în folosul comunității. Dacă vorbim de acest opțional, poate să îl, nu știu, ca să-l acceseze fiecare școală? Da, acest opțional se accesează de către orice școală a județului Maramureș. Prin el se cultivă toate calitățile acelei comunități, tot ce este bun și valoros în comunitate. El doar se prezintă părinților, apoi împreună cu cadrele didactice la hotărârea părinților se adresează conducerii școlii, care conducerea școlii adresează la rândul ei o cerere inspectoratului școlar județean. Programa acestei discipline există pe site-ul inspectoratului școlar județean la curricula arte. De acolo se scot toate materialele necesare, se semnează și se implementează cu anul școlar următor. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă rămânem recunoscători că ați deschis o ușă, zic eu, de sărbătoare, o ușă impresionantă pentru copii ca să poată să se bucure mai departe și prin școală de rânduielile de acasă. Pentru că a fost o perioadă în care cele două nu prea se împleteau foarte bine, dar iată că astăzi vedem coconuțe și coconi, chiar de 7-8 anișor, care nu se simt deranjați de portul tradițional. De altfel vă stă și foarte bine. Mulțumesc. Și vă felicităm că ați îmbrăcat niște zadii de iud. Cu ajutorul doamnei director de la școala din Iud, doamna Pașca, care îi mulțumesc încă o dată pentru acest port deosebit. Ea este cea care a stat la originea acestui costum. Am să o prețuiesc și pe dânsa și costumul probabil foarte mult timp de acum înainte. Mulțumim tare mult! Mulțumim frumos! Domnul Mariș este prezent alături de noi. Eu am avut bucuria să-l știu de când eram coconuță, dar pe vremea aceea hoream. Astăzi suntem într-o altă ipostază. Ați susținut și ați fost alături de implementarea opționalului de folclor în școlile din Maramureș. Întrebarea noastră este, în calitate de partener și susținător al acestui proiect, cum îl vedeți, dat fiind faptul că locul unde lucrați, conservarea și promovarea folclorului este un loc și are o menire foarte importantă pentru Maramureș. Da, aveți dreptate. Sigur, instituția în principal, ca obiectiv de bază, ar fi acesta de a conserva și promova cultura tradițională în general. Asta însemnând aici nu numai dansul, cântecul tradițional, dar și toate tipurile de meșteșuguri, orice are tangență cu vechea lume a satului.
Proiectul, sigur că trebuie să-l privim dintr-o perspectivă puțin, hai zicem, mai largă, pentru că eu întotdeauna cred că aici trebuie să ne gândim la Maramureș și România în contextul european și mondial, pentru că, iată, lumea astăzi e confruntată cu un fenomen de globalizare extrem, extrem de puternic. Orice însemnează asta, globalizarea, în primul rând, duce la pierderea identității și pericolul, nu trebuie eu să-l mai subliniez iarăși acum și aici, pentru că a mai fost subliniat de multe ori și cred că se înțelege acest aspect. A intra într-o mare lume a globalizării fără să ai identitate însemnează în final o pierdere a esenței spirituale a poporului din care provii. Ori acest lucru cred că trebuie noi să îl preîntâmpinăm și nu o putem face decât prin acțiuni de genul acesta, de exemplu, nu? Care ar putea în perspectiva, sigur, multiplicării proiectului la nivelul nu numai a județului Maramureș, ci la nivelul întregii țări, să ofere siguranța unui mod organizat de păstrare a spiritualității românești. Fără îndoială că proiectul merită toate laudele, pentru că, zic eu, sparge o barieră, poate și din perspectiva asta a dorinței de neimplicare a multora și prin ceea ce face oferă un exemplu de bună practică. Noi, sigur, suntem întâi români și numai după aceea suntem cetățeni europeni, pentru că dacă nu ne-am raportat la rădăcinile strămoșești, nu am reprezentat nimic în Europa. Și atunci, ținând cont de aceste eforturi care se fac, eu sunt convins că această marcă identitară, care este cultura tradițională, va reprezenta și în continuare, pentru generațiile viitoare, atât în România, cât și în Europa și în lume, un mod de prezervare a spiritualității noastre. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și mă bucur că ați avut și dumneavoastră la rând răbdare să îi urmăriți pe tinerii și coconii de astăzi care au venit cu ce au putut, cu ce au fost învățați. Da, și eu mă bucur că astăzi am văzut atâta ingenuitate și dorința copiilor de a arăta ceea ce au învățat și cred că tot ce am văzut astăzi aici, în timp, nu o să dispară din mintea și din sufletul lor, vor putea și peste decenii și decenii să le arate celorlalți copii care vor urma ce însemnează adevărata tradiție a Maramureșului. Mulțumim tare mult, domnul Mareș! Gazda noastră pentru acest eveniment, dar și partener de nădejde în proiectul pentru introducerea folclorului în școli opțional, care se numește Rădăcini Străbune. Ne-am bucurat de o zi minunată, doamna director Monica Mare, și mulțumim că ați fost alături de noi în parteneriat, dar și pentru organizarea acestui eveniment, care l-am intitulat Învață și du mai departe. Cu mare drag am venit în acest parteneriat și susținem în continuare introducerea folclorului ca materie opțională în școlile din Maramureș, pentru că dacă noi nu învățăm pe copii, dacă nu le dăm rădăcini, nu, și aripi, cum se spune, să le arătăm cum au trăit strămurii noștri și care sunt meșteșugurile de acasă, de la ei, ca să le se ducă mai departe, dacă nu noi, atunci cine? Dacă nu muzeul în parteneriat cu școlile, atunci cine? Am avut parte de o zi minunată pentru că oamenii care s-au implicat în acest proiect au pus suflet. Cu toții am pus suflet în acest proiect și de aceea ne-au ieșit lucrurile bine. Au fost astăzi zeci de copii aici în curtea muzeului. Muzeul a fost plin de viață, așa cum ar trebui să fie. A fost un sat maramureșan autentic. Copiii au mers pe la atelierele pregătite special pentru ei.
găzdoaiele din Călinești le-au pregătit lucruri speciale, le-au arătat cum se îndrugă, nu? Cum se fac, cum se toarce și toate celelalte, dar au avut ocazia și să împletească coronițe sau să facă alte activități, așa cum făceau copiii odinioară și cum ar trebui să ne reîntoarcem puțin fiecare la copilăria noastră. Organizat atelierul de coronițe și nu numai de Ileana Horoba Danci. Ne-am unit pe bază de atelier cu Asociația Rădăcinilor Străbune și Asociația NOD. Cum vedeți Muzeul Satului? Este vizitat de către tineri? Sunt tinerii dornici să își cunoască oarecum rânduielile de odinioară? Da, ne bucură că în ultima vreme chiar am ținut așa o evidență a celor care ne trec pragul și de la an la an vizitatorii noștri au crescut. Dacă în 2016 situația pe care am primit-o era undeva la 12.000 de vizitatori, iată că în acest an, la sfârșitul lui decembrie 2018, am avut 27.000 de vizitatori. Eu zic că acesta este un semn bun și din discuțiile pe care le-am avut cu cei care vin la noi, mulți sunt plecați în străinătate și revin acasă cu prieteni de-ai lor sau cu copiilor să le arate casa bunicului sau cum erau casele odinioară în satul de unde au plecat. Și asta ne și întristează, dar ne și bucură că măcar aici la muzeu putem să păstrăm o părticică din zestrea Maramureșului. Și tot muzeul a conservat foarte bine cele patru țări ale Maramureșului. Muzeul din Baia Mare s-a plecat asupra gospodăriilor din toate țările. Da, deși este un muzeu sub jurisdicția Consiliului Județean Maramureș, care este și el partener în acest proiect și ne-au sprijinit cu toate cele necesare, noi am încercat să păstrăm aici din toate țările Maramureșului. Poate nu toată lumea ajunge la Muzeul Maramureșului din Sighet, care de asemenea este un muzeu foarte valoros. Noi aici am încercat pentru partea de nord-vest a Transilvaniei să păstrăm câte o părticică din fiecare țară și nu doar Muzeul Satului, ci avem clădirea Etnografie, unde avem depozitele și unde păstrăm cealaltă zestre, nu doar arhitectura tradițională, ci și podoabele și ceramica și țesăturile și tot ceea ce țăranca, în special cu îndemânarea ei și cu iscusința ei, a creat de-a lungul vremii. Cum vedeți acest opțional de folclor în școlile din Maramureș? Credeți că este o necesitate pentru cei care nu mai cred în perpetuarea portului tradițional maramureșan și românesc? Îl vedeți ca o marcă identitară a noastră? Ar trebui tinerii noștri și copiii noștri să își cunoască rădăcinile? Cu siguranță, acesta este un prim pas și mă bucur, Măriuca, că ai insistat și că ne-ai implicat pe toți în acest proiect minunat. Este o necesitate continuare acestui opțional de folclor și tineretul să-și cunoască rădăcinile și să preia, așa cum am spus și noi, să învețe și să ducă mai departe, pentru că nu este puțin lucru să faci o cămeșă, chiar dacă pânza nu mai este neapărat țesută în casă, dar cusătura aceea manuală, fetele cred că își doresc și merită să învețe să facă aceste lucruri și cu siguranță ceea ce ne definește ca popor este cultura, rădăcinile noastre și în special muzica, dansul și costumele noastre autentice. Vă mulțumim tare mult pentru găzduire, pentru ospitalitate și rămânem profund recunoscători pentru deschidere. Cu mare drag vă aștept oricând și la evenimentele pe care le mai organizăm. Mulțumim frumos că ne sprijiniți și în ceea ce demersurile pe care noi le realizăm. Cu mare drag. Mulțumim tare mult. Au fost diplome oferite de către partenerii noștri și tu ești cea mai în măsură să îi enumeri, dat fiind faptul că sunteți parteneri în acest proiect. Da, am fost mai mulți parteneri în acest proiect și mă bucur la final să-i enumerăm și să le mulțumim tuturor. Instituția Prefectului Județului Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Primăria Sighetul Marmației, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Maramureș, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Episcopia Greco-Catolică a Maramureșului, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, Centrul Cultural Nord Baia Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Tradițiilor Liviu Borlan Maramureș și Muzeul Maramureșului din Sighetul Marmației și nu în ultimul rând Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș. Da, care e Baia Mare și reprezentată prin Monica Mare. Mulțumesc și eu fiecăruia în parte și mulțumim tuturor celor implicați.
și să sperăm că în toamnă ne revedem din nou cu forțe proaspete. Și cu siguranță vor fi mai multe școli care vor introduce acest opțional de folclor în programa studiată. Așa să fie. Dragii noștri, încheiem această întâlnire, încheiem acest eveniment. Școala Rădăcinilor Străbune, opționalul de folclor care se numește Rădăcini Străbune în școlile din Maramureș, l-am intitulat Învață și du mai departe. Fiecare dintre dumneavoastră, chiar dacă nu vă aflați în cadrul orelor pentru a învăța câte ceva din rânduielile noastre strămoșești, puteți învăța datorită găzdoilor sau femeilor harnice din sat, învățați, dragii mei, și duceți mai departe. Povestea a început cu mult timp în urmă, din 2012, în satul Călinești. El, acest proiect, această idee, treptat s-a concretizat. Și iată că, prin sprijinul adus de către Mihaela Bârsan și echipa 10 pentru folclor din Suceava, am reușit, ca și aici, în Maramureș, să implementăm opționalul de folclor în școlile din Maramureș, mulțumind tuturor celor care au fost deschiși, care au înțeles căci copiii noștri trebuie să știe cine suntem. Până săptămâna viitoare, vă spun ca de fiecare dată, Dumnezeu ne dă bine și pe săptămâna care vine să ne vedem cu bine, să ne ajute Dumnezeu!